Bună ziua, bine ați venit în cadrul interviului Hot News. Hai să începem cu o întrebare destul de naturală. Care sunt noile modificări ale codului fiscal și cum influențează mediul de afaceri? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Modificările vis-a-vis de impozitul pe profit și impozitul pe venitul micro-întreprinderilor sunt numeroase, însă nu sunt neapărat de impact. În sfera impozitului pe profit, cea mai importantă modificare ar fi modificarea regulii generale de deductibilitate. Dacă în trecut contribuabilii puteau considera cheltuielile deductibile doar dacă ele erau înregistrate cu scopul de obținerii veniturilor impozabile, începând din 2016, cheltuielile vor fi considerate deductibile dacă ele vor fi aferente desfășurării activității economice. E o modificare foarte importantă care va da muniție contribuabililor în lupta lor cu fiscul. Alte modificări în ceea ce privește impozitul pe profit sunt modificări de tratament fiscal. Avem noi venituri neimpozabile. Și aici m-aș referi la veniturile din dividende încasate de o societate din România, de la o altă societate din România. S-a eliminat în acest sens condiția minimă de deținere de 10% pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin un an de zile. Totuși rămâne această condiție pentru a considera neimpozabile veniturile din dividende încasate de la o societate dintr-o altă țară, membra a Uniunii Europene sau dintr-o țară cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri. În materie de cheltuieli deductibile, aș menționa ridicarea plafoanelor pentru deductibilitatea anumitor cheltuieli și aici mă refer la cheltuielile sociale, mă refer de asemenea la cheltuielile cu sponsorizarea, care deși nu sunt deductibile din perspectiva impozitului pe profit, aceste cheltuieli pot micșora impozitul pe profit datorat prin scăderea acestuia, într-un anumit procent, 3 la 1000 din cifra de afaceri, modificat de la 1 ianuarie în 5 la 1000 din cifra de afaceri. Alte modificări în sfera impozitului pe profit sunt cumva determinate de armonizarea cu reglementările contabile. În speță, mă refer aici la posibilitatea contribuabililor de a modifica anumite erori prin rezultatul anului respectiv, fără a fi nevoit să-și depună declarații rectificative. Dacă, bineînțeles, erorile respective nu sunt niște erori materiale. Reglementările acestea le aveam din punct de vedere contabil și au fost introduse acum din 1 ianuarie 2016 și în legislația fiscală. Alte modificări... cred că am uitat să precizez o modificare foarte importantă care va avea un foarte mare impact pentru jucătorii în piața de retail și anume ei își vor putea lua niște deduceri suplimentare. S-a lărgit sfera activelor pentru care contribuabilii pot aplica facilitatea de scutire a profitului reinvestit. Dacă în trecut era valabilă această prevedere doar în cazul echipamentelor tehnologice, acum se poate scuti de profit investițiile făcute în calculatoare, echipamente periferice și de ce v-am spus de retail este pentru că scutirea se poate aplica și pentru investițiile în aparatele de casă, de facturare și atât achiziționate cât și primite în leasing financiar. V-aș întreba ce se întâmplă în cazul micro-întreprinderilor care realizează o cifră de afaceri cuprinsă între 65.000 de euro și 100.000 de euro într-un an fiscal. Dacă ne referim la anul trecut, la o situație particulară, dacă veniturile erau până în 65.000 de euro, cu siguranță respectiva societate era plătitoare de impozit pe venitul micro-întreprinderilor.
dacă a realizat venituri peste 65.000 de euro până la sfârșitul anului 2015, probabil a trecut la plătitoare de impozit pe profit. Odată cu schimbarea legislației, societatea respectivă trebuie să revină din nou la regimul pe care l-a avut înainte, respectiv de impozit pe venitul micro-întreprinderilor și să plătească impozitul de 3% sau 1% sau 2% în funcție de câți angajați are. Trecerea aceasta va fi începând cu următorul trimestru sau când se va face această trecere? De la 1 ianuarie 2016, iar societățile respective vor trebui să-și depună în acest sens o declarație specifică. E declarația 010, se depune până la sfârșitul lunii martie 2016. Până pe 31 martie 2016. Da. Acum v-aș întreba dacă forma compactă a legislației fiscale clarifică cumva probleme de interpretare sau, din contră, ridică alte semne de întrebare. Clarifică majoritatea conceptelor. De asemenea, normele metodologice de aplicare a codului fiscal vin cu numeroase exemple în sprijinul contribuabililor, aducând această claritate de care contribuabilii chiar au nevoie. Și în acest sens sunt introduse exemple în normele metodologice privind codul fiscal, privind aplicarea facilității, privind profitul reinvestit. De asemenea, sunt tot felul de exemple ce privesc punerea în aplicare a prevederilor din codul fiscal, și anume modul de calcul al deductibilității cheltuielilor, neimpozabilitatea veniturilor. Deci, răspunsul ar fi da. Noile modificări, forma compactă a legislației aduce claritate pentru mediul de afaceri. Și în același timp, modificările sunt în interesul mediului de afaceri și nu în interesul fiscului. Să înțeleg că mediul de afaceri a primit foarte bine acest nou cod fiscal. Foarte bine, da, salutăm acest cod fiscal. Cel puțin din perspectiva impozitului pe profit, modificările sunt favorabile mediului de afaceri. Fie că vorbim de deduceri mai mari pe care și le pot lua contribuabilii, fie că vorbim de ușurarea modului de calcul al impozitului pe profit, da, impactul este unul pozitiv. Inclusiv, practic, acum micro-întreprinderile sunt cumva încurajate prin modalitatea de impozitare să angajeze mai mult. Așa este, aveți dreptate, pentru că impozitul pe venituri micro-întreprinderilor s-a modificat și în ceea ce privește cota de impozitare. În trecut aveam o singură cotă de impozitare de 3%, acum cota este diferențiată în funcție de numărul de angajați. Este 1% pentru micro-întreprinderile care au mai mult de 2 angajați, 2% pentru cele cu un angajat și rămâne în continuare 3% pentru cele care nu au niciun angajat.